Accident tras la Indigo cu cel de săptămâna trecută din București, în care și-a pierdut viața o fetiță de 13 ani. De data aceasta, doi băieți au fost aproape să fie spulberați pe trecerea de pietoni în timp ce se țineau de mână. S-a întâmplat în orașul Târgoviște, iar șoferul susține că nu i-a văzut. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. În imagine surprinsă de camerele de supraveghere din zonă se vede cum cei doi copii se asigură înainte de a păși pe trecerea de pietoni. Ba chiar unul dintre ei îi arată celuilalt o mașină care se apropie. Șoferul nu le acordă prioritate de trecere, deși copiii se află pe zebră. Cei mici așteaptă să treacă, apoi continuă să traverseze uitându-se spre acel autoturism. Între timp însă, din stânga lor venea o altă mașină care a trecut prin fața lor când se aflau aproape de jumătatea drumului. Unul dintre ei, în vârstă de 9 ani, a fost lovit și a căzut pe asfalt. S-a ridicat rapid și s-au întors împreună spre trotuar. Înainte de momentul impactului, pare că s-au luat de mână. Șoferul a frânat după ce a trecut de zebră. În imagini nu se vede să fie avut viteză, ceea ce ar fi putut să ducă la o tragedie. Spune însă că nu a văzut copiii. Nu l-ai văzut, pur și simplu. Nu s-a văzut, soarele și nu. Am înțeles. Băiețelul lovit a fost transportat la spital. Are la prezentare o fractură deschisă membru inferior drept la nivelul tibiei, iar în acest moment este în investigații clinice, urgențe, chirurgie, ortopedie. În stare de șoc a fost și șoferul. Sunt de acolo, nu știu, nu pot să-mi dau seama, acum nu știu tare să spun. Te-ai speriat, am înțeles foarte tare. Speriat, e normal. Înțeles, copilul în ce stare e? Ce știi? Nu știu ce spun. Și în Botoșani, tragedia asemănătoare a fost evitată în ultimul moment. O fetiță a fost pe punctul de a fi lovită pe trecerea de pieton de o ambulanță. Imaginea a fost surprinsă de camera de bord a unui șofer, care, la fel ca ceilalți participanți la trafic, s-a oprit să-i facă loc ambulanței care venea cu viteză. Fetița a crezut cel mai probabil că mașinile au oprit să-i acorde ei prioritate, așa că a pornit în grabă pe trecere, doar că ambulanța a trecut milimetric pe lângă ea.